Salutări, numele meu e Pulsar Synaps, reprezint Caps Crew alături de colegul meu de pe Nacele Oboi. Eu sunt artist vizual, tatuator și muralist și în principiu cam astea sunt ocupațiile despre care putem să vorbim astăzi. Lucrarea pe care o realizăm în momentul de față se numește Sense Cube, este inspirată de poezia Lecția despre Cuba lui Nikita Stănescu și reprezintă în principiu un portret deconstruit de-a lui Nikita. Aici am încercat cumva să integrăm și literele tocmai pentru a vorbi despre toată dimensiunea poetică a lucrării. Încercăm foarte mult să integrăm un stil așa foarte modernist post-graffiti în lucrarea asta, chiar dacă tematica este istoria Ploieștiului acum și în principiu este o tematică un pic care duce spre vechi. Încercăm să aducem estetica asta nouă și să aducem the best of both worlds. La Art Town Festival, fiind și prima ediție, ni s-a părut că a ieșit foarte ok totul în general și cu organizarea și cu promptitudinea organizatorilor și în același timp ne bucură pentru că genul ăsta de festivaluri cum este și Art Town ajută foarte mult comunitatea locală în principiu și are un caracter așa educațional pentru tineri, încercând în același timp să familiarizeze și oamenii cu fenomenul de muralism și de estetică din asta mai în zona de street art și graffiti și încearcă cumva să scape de stigmata asta cumva, că dacă desenezi cu spray-ul ești vandal și ești doar pus pe distrugere. Așa că genul ăsta de manifestări ne bucură foarte mult și atunci când facem parte la ele, chiar considerăm că este un moment în care ajutăm foarte mult procesul de educare a oamenilor în această direcție.